tot fel de farfurii sau nu o trezim. Ok. Bun. Salut, bă, șacalor, ce faceți? Super fericire, astăzi facem reacții din nou, că iară m-ați rupt, bă, voi vreți numai reacții, frate, nu poate omul să facă altceva, că vreți numai reacții. V-am mai zis eu, dacă stau la un clip să-l editez 20 de ore, da, și-l pun și nu vă place, nu, întrebați că, dar reacții când mai faci, știi că... Nu mă interesează, mă piși pe ele 20 de ore de editat, eu vreau reacții. Și astăzi, ca să mulțumesc 99% din oamenii de pe canalul meu, o să fac reacție. 1% eram eu care voiam alte videoclipuri, dar e ok, facem reacții. Mai vreau cu intro-uri lungi, astăzi direct reacționăm și acum se schimbă cadrul. Buf, eu apar mic acolo într-un colț și citim titlul. Astăzi reacționăm la I-am făcut încă o farsă prietenei mele, de la Rai Vlog. Are și un dislike. Aiurea. Bun, vă zic de pe acum, dacă mai vreți reacții, trebuie neapărat să dați un like la reacție și să-mi trimiteți reacții pe Facebook sau pe Instagram. E mai ușor pe Instagram, ar fi super, mă uit la mesajele voastre, ați putea să-mi dați reacție, să filmez. Acum să trecem la treabă. Pare cam ADHD, că nu știu, parcă-s prea agitat, să-mi mure dacă nu ești. Bun, deci eu o să-i dau un like, pentru că știți că... i-am dat dislike din greșeală, ce-am făcut, vărule? I-am dat like acum, na, ai... Îi dau un like numai pentru că nu a făcut 3 minute, a făcut 2 minute 59. Bă, dacă mai prelungea cu 0,30 de astea de milisecunde, uite, mai mergea, știi? Dar nu, s-a oprit la 2,59, ca să-ți arate că e o țară liberă. Și e o platformă liberă, bineînțeles. Bună! Bun. Astăzi bună. O să-i facem farsă prietenii mele, dar înainte de toate, apăsați butonul de like și jos un subscribe. Știi la cine am mai văzut așa? La Ilies Vlog. Sunt tări prieteni să-ți facem, dar terminam să dați unul la prietenii mei. Cac, te-a primit, bun. A, da, și să... A, da, normal. Când vă abonați, o să apară un clopoțel, apăsați pe ăla ca să fiți unii din... prin care văd acest videoclip. Și nu uitați, că pregătesc ceva super, super special pentru 50 super, e super. De abonați și grăbiți-vă foarte, foarte repede. Dar e un videoclip de mimă, că nu înțeleg, că un minut s-a dus pe mimă, vorbim serios. Adică m-am uitat numai cum făcea, zici că bătea toba, știi? Salut, bă, șacalor, ce faceți? Astăzi o să facem un videoclip care o să fie foarte șmecher, așa că vă rog neapărat să dați un like sau un dislike dacă vreți, dar nu contează, pentru că astăzi o să facem un videoclip. E cel mai forță, rock and roll videoclip. Doar că o să adopt și eu strategia asta de videoclipuri. Bun, hai, dă-i. Am de la anumiți oameni ca să pot să fac un fel de challenge. Challenge. Să îi fac prietenii tot fel de farse să nu o trezim. Ok. Bun. Iată să vezi pe prietena ei cum să dea acolo, de bine așa cu șlapii. Nu vreau să trebuie, dar fii atent cum râi de prietena. Oprește-te, rasa, mă. Eu astăzi o să-i facem o reacție prietenei mele, nu vreau să o trezim. Oricum jur că secvența asta trebuie pusă într-un film de Hollywood, frate. Un ceva, nu știu, ceva, zici că, dar cum să dormi așa, frate, cu mâinile pe lângă corp? Băi, nici când mor, ți le pune măcar aici, știi, dar când stai așa, zici că nu ești mort, nici nu știu, ești în altă lume, cu spiritele când stai așa. Nu, serios, dar o să încerc să dormi așa cu mâinile pe lângă corp. Băi, nici faraonii nu cred că stăteau așa, mă jur. Dă-i acolo, dă-i, ia, fii atent cum râde. Nu o trezim. Okay. Aia, nu mă trezi, mă, frate, că nu te aud, nu mă trezi. Prima este... Ok. Bă, dar țâpă când vorbește. Dă-i cu ruș pe față. Ok, o să-i dau. N-am văzut comentariul. Bun, okay. Am adus rujul și hai să-l desfacem. Yep. Zici că e how to be, știi, bă, mai face, știi, videoclipurile așa numai cu mâna, știi? Am înțeles. Zici că faci unboxing numai să, da. Ai de dată, îți fătă. Aruncă-l. Nu, nu arunca, că-l trezești. O trezești. Așa, pune-l ușor jos. Da. Hai să facem. Hai să facem. E cam greu. Dar o să ne descurcăm. O să dormi cu... Ce de la șlap, de ea, mă, bă. Dar de ce râde, mă, prieten? Bă, dar stai, mă, o leacă. Eu, dar o să ne descurcăm. Ia, fii atent, fii atent. Stai. Ce bă, dar ai deschis-o. Bă, da, m-a deschis ochii, mă. Deci eu cred că am înțeles, eu deschis ochii că am vorbit, uite, mă jur, că mai dau dacă secvența ta nu vorbesc, uite, tac, tac, din gură. Să facem. E cam greu. Dar o să ne descurcăm. Rămâna, ce tijon!
pot, nu pot, nu pot, mă jur, nu pot, nu pot. Nu, deci e foarte tare. Ăsta e umorul, mă, ăsta e umorul. Stai, că o să râdă. Pterodactylus homulus invectum. Dai, dai acolo, rujează. Un cațel, dar ce e visează, mă? Ești pe plajă, în Tenerife, te întinzi, ce faci? Următoarea cum trebuie să adormă cu una așa, stai așa. Nu, 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 fii atent, fii atent. Aia o dormi cu una. Păi, zici cu o trapsă așa de cavă când o pieptănată. Ai trezit-o, frate. Aoleu. Na, că ai trezit-o. Ce se întâmplă? Fără... A fost foarte haos, încă o farsă. Am râs de m-am căcat pe mine. Like, subscribe, jos. Și ne vedem data viitoare. Băi, deci m-am mutat așa de tare. A fost foarte amuzant. Adică o râs ele de nu mai putut. Mai ales asta, asta cred că o râs în somn de n-am mai putut. Acum după ce eu a făcut asta, te explică și asta, asta așa. Supărată că n-a fost amuzant pentru mine. Mai rușa când dormeam. Oricum, vă rog, hai să mai vedem o leacă secvența asta, cum se trezește. A fost foarte amuzant și am făcut încă o farsă. Cum am promis, nu uitați like, subscribe, jos. Și da, ne vedem data viitoare. Păi și cam atât. Așa, așa, așa se face. Prea atât. Nu se supără de la... Da, cum a plecat așa, ca Daniela Crudo, a plecat din platou așa, a plecat, nu s-a uitat. Bă, deci foarte tare, mă, videoclipul ăsta, nu știu, mi l-a dat un băiat pe Instagram, bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că mor, bă, deci tu știi cum mi se face sufletul, deci mă bucur atât de tare când văd că pot să râd, deci nici nu-ți dai... E genial, deci videoclipuri de-astea să tot am și vorbesc serios acum, am zis cât un videoclip mă face să râd, deci nu mă interesează cum e un videoclip bun când mă face să râd. Mie mi s-a părut foarte bun, fără nicio glumă. Da, bă, ne vedem data viitoare. Eu sper că mie mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă și ne vedem cu another reacție, another time. Știi cum e, să dai pe another Instagram acolo. Aveți grijă de voi și nu uitați să râdeți, că asta e cel mai important, bineînțeles. Follow pe Instagram, dați-mi reacție și ne vedem. Pa, bă! Am scris multe versuri, chestii treste în limbaj sudic, nordic, estic, vestic. Nu, 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 n-ai înțeles nimic. Ambiții prea mari distrug presupuși oameni mulțumiți. Voi ăștia habar n-aveți, plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și dorelul.